și pe pagina, iată, suntem, în sfârșit suntem și pe pagina Meritocrația România. Îmi cer scuze, este vina mea. Am greșit atunci când am setat unul din telefoane. Deci suntem în acest moment în transmisie directă pe Meritocrația România și pe pagina Laurențiu Primo. Nu înțelegeam de ce este un număr atât de mic de vizionări live pe una dintre pagini. Acum îmi dau seama, am uitat să o trec pe pagina Meritocrația România, îmi cer scuze. Este doar o foarte mică inadvertență în emisiunea de astăzi, nu e nimic grav, suntem la începutul emisiunii. Dragii mei, războiul din Ucraina, după cum știți, continuă și astăzi am avut în sfârșit vești bune de acolo, în sensul că acest așa zis batalion Azov, acești criminali sadici care au terorizat vreme de 8 ani populația civilă din Donbas, în sfârșit au fost prinși, s-au predat și probabil că de acum încolo numărul civililor morți în zonă va scădea, probabil că numărul nevinovaților sacrificați în acest război va fi mai mic. Înțeleg din știrile care sunt foarte confuze și este o manipulare uriașă în mass media cu privire la evoluția războiului, precum și cu privire la evoluția sănătății lui Vladimir Putin. Auzim în fiecare zi că Putin e pe moarte, auzim în fiecare zi că Putin este operat de cancer și la o oră după ce ni s-a spus că Putin a fost dus în stare gravă la spital și operat de cancer, Putin apare cu vreo 5 șefi de state din Asia la o conferință și cu filmări live. Ce să vă spun, nu mai poți să ai absolut nici o încredere în știrile prezentate de mass media mainstream, de televiziunile păpușarilor, de antena Rothschild TV, de Digi Sureș TV, de ceilalți nici nu mai vorbesc, care doar preiau știri de la agențiile de presă europene și care reflectă în aceste știri doar interesele de manipulare ale rothschildienilor. Pentru că este evident, dragii mei, nu există libertate de opinie și exprimare în societatea în care trăim. Tot ceea ce înseamnă mass media astăzi în Europa este privată și aparține unor mari corporații direct legate de marii păpușari mondiali. Ori sunt direct în proprietatea lor aceste canale mass media, ori prin interpuși sunt la cheremul lor. Așa că te uiți la știri și nici nu te mai miri că sunt știri contradictorii, nici nu te mai miri, îți vine să râzi. Acum Putin e pe moarte, acum Putin e prezentat în direct ținând o conferință de presă, aflăm că are cancer și e foarte bolnav pentru că și-a pus o pătură ca să se ferească de stropii de ploaie, aflăm că are Alzheimer și că nu mai poate să meargă și tremură piciorul, dar vedem pe 9 mai mergând foarte normal și dând mâna cu zeci de persoane, tot felul de manipulări și de știri prezentate la aceste televiziuni papagali, care nu poți să le mai dai crezare, nu mai poți să mai știi în cine să crezi, nu mai știi care e adevărul. Aflăm de la fel de fel de corespondenți, de exemplu de la unul francez care a fost în Donbas și care a fost printre acești criminali din batalionul Azov, aflăm adevărul despre cine sunt cei ce produc masacru în rândul civililor din Donbas. Aflăm, atenție, ziarist francez care apare la televiziunea din Franța și spune, bă, fraților, e incredibil cât sunt de sadici, cât sunt de criminali acești luptători din batalionul Azov. Nu ne mai mirăm deloc de faptul că sunt
victime din rândul civililor pe care ei îi au luat vreme de 2 luni de zile drept scuturi umane. Nu ne mai mirăm când aflăm că sunt bombardate blocuri întregi în Donbas care n-au nicio legătură cu războiul. Aflăm din fel de fel de știri că trag cu tunurile americane în blocurile în care sunt, în blocurile din orașele în care rușii sunt populație majoritară în Donbas. Aflăm fel de fel de informații care nu ajung la noi pe căi oficiale, decât din când în când și trunchiate sau deformate și după cum au ei interesul. Ei, dragii mei, americanoizii continuă să stimuleze, să încurajeze acest război. Congresul SUA a acordat Ucrainei un împrumut de 40 de miliarde de dolari în condițiile în care în Statele Unite sunt probleme uriașe de deficit comercial, sunt uriașe probleme de deficit bugetar, în condițiile în care americanoizii trebuie să tipărească anual sute sau mii de miliarde, nu mii de miliarde, mii de miliarde ca să-și acopere găurile. Iată, ei oferă 40 de miliarde, dar atenție, nu sub formă de bani. Că veți zice că nu-i problemă că mai tipăresc. Nu, dragii mei, miliardele astea sunt doar pe hârtie pe care îi acordă Ucrainei. Ei, de fapt, le trimit arme, tehnologie militară, tunuri, rachete, muniție, pe care le facturează la niște prețuri exorbitante, pentru ca apoi să vină și să spună: bă, fraților, ia uitați aici câți bani v-am dat noi ca să vă ajutăm în război. Exact asta au făcut în al doilea război mondial. Probabil că nu știți, pentru că este o istorie nescrisă a celui de-al doilea război mondial. De exemplu, nu știți că Anglia, care despre care aflăm de pe toate documentarele TV, cât de ajutată a fost ea de America în al doilea război mondial, cum a rezistat Anglia în fața naziștilor datorită ajutorului oferit de Statele Unite ale Americii. Ceea ce nu știți și nu vă spune niciun documentar istoric este faptul că Anglia a plătit vreme de 60 de ani datorii pentru acele ajutoare pe care le-a primit de la Statele Unite sub formă de armament, sigur că da, alimente și așa mai departe în cel de-al doilea război mondial. Exact la fel acum, când auziți că Statele Unite, Congresul SUA a votat pentru un ajutor militar de 40 de miliarde de dolari, trebuie să știți că acest ajutor este de fapt un împrumut. De fapt, americanoizii îi împrumută chipurile pe ucraineni cu 40 de miliarde ca să achite fabricilor de armament americane acești 40 de miliarde cu care cumpără tunuri și rachete și javelinuri și tot felul de prostioare, care de cele mai multe ori nici măcar nu ajung, în proporție de peste 90%, nu ajung la soldații ucraineni, despre care tot din știrile mass media aflam că se luptă cu rușii cu mitraliere din al doilea război mondial. Am văzut, probabil ați văzut cu toții, cum se luptă soldații ucraineni cu mitraliere fabricate de Rusia în al doilea război mondial. De ce? Pentru că nu au altele sau pentru că ălea sunt mai eficiente decât ălea de astăzi. Ne explica pe un post TV, ieri am văzut la televizor, o prezentatoare care ne spunea, ucraineanul, soldatul ucrainian, era întrebat: păi de ce folosiți mitralierele astea din al doilea război mondial fabricate de Rusia? La care omul spunea: păi sunt mult mai bune decât alea noi care ne vin din America. Pentru că unul la mână nu se blochează, doi la mână poți să tragi mult mai mult timp decât cu alea americane, că la alea americane, după ce ai tras câteva gloanțe, se înmoaie țeava, se curbează și cade. Pe când astea rusezi, zice, sunt răcite cu apă, și arăta că aveau dita mai butoiașul în jurul țevii, sunt răcite cu apă și poți să tragi nou limit că nu se înmoaie țeava și nu se distruge țeava. E, dragii mei, 40 de miliarde însă, ucrainienii vor trebui să le plătească. Pentru arme care sunt distruse înainte de a ajunge pe front, de către rachetele calibru rusești, ori când ajung
nu sunt bune de mai nimic. Dar datoria rămâne. Vă dați seama? Nu numai că vor ajunge cu țara o ruină, nu numai că vor avea deficite bugetare imense în acest an, nu numai că vor avea probleme uriașe de reconstrucție și cheltuieli imense de reconstrucție ucrainenii, dar vor mai avea și datorii uriașe către principalul sponsor de război, către Statele Unite, care nu e așa, i-a ajutat. I-a ajutat exact cum în al doilea război mondial i-a ajutat pe toți, și pe naziști, și pe englezi, și pe ruși, contra bani. Contra datorii pe care le-au plătit țările astea care se războiau între ele, ca proastele, pentru ca ăștia să prospere și vreme de 50 de ani să trăiască în lux, cum? De pe urma celui de-al doilea război mondial în care europenii s-au căsăpit între ei. Exact la fel se întâmplă acum. Creează prosperitate, își salvează probabil economia americanoizii falimentară și o salvează cum? Vânzând arme europenilor, vânzând arme ucrainenilor, vânzând petrol europenilor la preț mult mai mare decât era, pentru că fiți atenți ce business, din cauza războiului și a embargoului pus pe petrolul, ca să vedeți ce joc perfid. Deci, tu, americanoidul, îi ceri ursulei să impună embargou în Europa pe importurile de petrol rusesc. Adică să numai 20% din petrolul mondial să nu mai fie importat de europeni. Fiți atenți! Ce se întâmplă în clipa în care brusc de pe o piață aflată în echilibru scoți 20% din ofertă? Explodează prețul. Prețul s-a dus de la $50 pe baril la $110 barilul. Ce face americanul, ce face Exxonul și Chevronul, proprietarii petrolului american, ce face în clipa în care sare în aer prețul la petrol din cauza embargoului în plus de asasinul economic, ursula cea coruptă? Păi foarte frumos. Își duce producția de petrol intern din Statele Unite la maxim, își duce producția de petrol furat din Siria și Irak și Libia la maxim, și mai bagă și cantități imense din rezervele americane, pentru că rezervele americane sunt imense, de ordinul a vreo 600 de milioane de barili, rezerve de petrol strategice ale Americii. Ca să vă faceți idee, România are un consum anual, cred că în jurul a 8, 9, poate 10 milioane de barili. Hai să zicem că 10 milioane de barili de petrol pe an. Dar n-are atât. Păi vă dați seama, rezervele strategice ale americanilor sunt cât consumul României pe 60 de ani. Ei bine, intră americanoizii în rezervele alea, făcute, atenție, la prețuri din pandemie, când petrolul nu că se vindea cu $20 barilul sau cu 10. Din contră, ăia care aveau petrol îți dădeau bani să-l iei, nu pe gratis, îți mai și dădeau bani să-l iei, că n-aveau unde să-l depoziteze. Vă aduceți aminte, în pandemie a fost o întreagă discuție, acum un an, că petrolul s-a dus la preț pe baril de minus. Nu foarte jos, nu că s-a ieftinit foarte mult barilul, se dusese pe minus. Ei, tot atunci americanii spuneau că preiau toată supraproducția asta și o depozitează, că ei au unde să depoziteze în America. Deci, toată această rezervă strategică americanoidă, deci peste 600 de milioane de barili, e făcută pe gratis, în pandemie. Fiți atenți ce bine a căzut pandemia, după care imediat, fiți atenți ce coincidență fericită pentru firmele lui Rothschild și al lui Rockefeller, imediat după ce au luat 600 de milioane de barili pe gratis, apare războiul și sancțiunile asasinului economic ursula împotriva Rusiei și prețurile explodează la $110 barilul. Faceți un calcul. 600 de milioane de barili luați pe gratis, ori numai $100 barilul,
Și o să vedeți câte zeci de miliarde de dolari câștig din nou. Și cine face acest câștig imens? Pe seama războiilor din Ucraina și a sancțiunilor împotriva Rusiei? Marile familii. Rockefeller și Rothschild, Exxon și Chevron, marii deținători ai petrolului american. Cine vinde în dragi GPL, gaz petrolier lichefiat? Cine e cel mai mare producător de gaz, de șist? Ăla care nu e verde, care e Greta, care este poluare, care distrugerea solului și așa mai departe. Cine credeți că e cel mai mare producător din lume de gaz, de șist? Bineînțeles, aceleași mari familii. Care, atenție, ca să produci 1000 de metri cub de gaz de șist, costă, numai costurile, sunt în jurul a 200 de dolari pe 1000 de metri cubi. 250 chiar, din câte am înțeles eu. Sigur că da, ca să mai transformi gazul ăla în gaz lichefiat, adică să-l lichefiezi, să-l transporti, să-l duci în terminale, să-l încarci în vase, în nave speciale pentru transport gaz lichefiat, să-l aduci în Europa, să-l retransformi din lichid în gaz și să-l trimiți în țevi, e bine, dragii mei, costul total ajunge la aproximativ 1000 de dolari 1000 de metri cubi. Era greu de vândut în condițiile în care rușii vindeau gaz normal, prin țevile care leagă Rusia de Europa de sute de ani, de zeci de ani, îl vindeau cu 100-150 de dolari 1000 de metri cub. De la 100 la 1000, fiți atenți. Normal că americanoizii stăteau cu gazul lichefiat și n-aveau cui să-l vândă. Problema asta era imensă. De ce? Pentru că tot gazul ăla pe care ei îl aveau în America nu puteau să-l vândă. Practic, aflam din știri că se închid pe capete toate firmele, toate exploatările de gaze de șist. Vă dați seama? Nu business, nu bani, cum adică? Ai gazul și nu poți să-l vinzi. Ei, iată ce bine au venit sancțiunile, că acum poți să-l vândă. Acum au venit sancțiunile și gaz petrolier lichefiat, made in USA, se vinde în Europa de acum. La 1000 de dolari, 1000 de metri cubi, în condițiile în care înainte se cumpăra cu 100. Deci zice, păi da, de 10 ori mai scump, plătește cetățeanul, sărăcește european. Dacă ar fi doar asta, n-ar fi atât de grav. Dacă doar ar sărăci europeanul, că ar plăti mai mult factura de încălzire, încă n-ar fi așa grav. Problema este alta. Cel mai mare producător de chimicale, cea mai mare industrie chimică din lume, era, până acum, industria chimică germană. Faimoasa Bayer, de exemplu, fostul IG Farben, nu? Care este fostul sponsor al lui Hitler, nu? Și care este fostul inventator și producător al gazului Ciclon B, cu care erau gazați evreii, nu? E același IG Farben, care acum îi zice Bayer, este cel mai mare producător mondial de chimicale. Tot ce ține de industria chimică. De la plastic până la îngrășăminte chimice. Ei bine, ăștia aveau niște costuri de producție în care gazul era elementul numărul 1, iar acum când acest produs final realizat de Bayer are la bază o materie primă de 10 ori mai scumpă, devine total necompetitiv. Cine credeți că va avea de câștigat din chestia asta? Bineînțeles, industria chimică americană și, în subsidiar, norocoșii care stau și tac și își văd de treabă, China. Dar ce înseamnă asta? Că da, fac și medicamente, normal, toată și lumea știe, Sebi îmi zice că Bayer fac și medicamente. Și medicamente, tot de chimie ține. Toată lumea a auzit de aspirina Bayer. Dragii mei, cine are
de câștigat enorm din chestia asta? Statele Unite. Dar că ei câștigă enorm și noi pierdem la factura de încălzire e una. Dar gândiți-vă că tot ceea ce ține de industria chimică din Europa se duce dracului, care înseamnă milioane de locuri de muncă. De ce? Pentru că o să creeze cu acest preț de 10 ori mai mare la materia primă produse care nu mai sunt competitive pe piața internațională. Ei bine, asta înseamnă faliment, asta înseamnă șomaj, asta înseamnă sărăcie. Bun! O să ziceți, bine tată, hai, dau faliment niște firme, se pierd niște locuri de muncă, e mai scumpă factura, asta e. Nu, tată, mai e o problemă și mai mare. Pentru că gazul este elementul cel mai important care dă prețul de cost în mod indirect al produselor agricole. Pentru că tot ceea ce este îngrășământ pentru industria agricolă este realizat din nou cu materie primă fundamentală, gaz. Ei bine, dragii mei, când gazul crește de 10 ori, îngrășămintele, prețul îngrășămintelor crește și el de 10 ori. Dacă prețul îngrășământului crește de 10 ori, ce rămâne de făcut? Ori să produci îngrășământul ăla și să nu poată nimeni să-l cumpere, ori să-l cumpere și să vândă cu de 10 ori mai scump produsul agricol rezultat. Ori veți zice să aducă din altă parte. Păi de unde să aducă? Că până acum mai luau din Belarus și din Rusia. Dar este embargo? Nu e voie. S-a băgat și pentru păpușarii americani au hotărât că Europa trebuie distrusă și agricol, că trebuie distrusă toată agricultura europeană, pentru că nu e așa, concura agricultura europeană, cerealele europene fabricate în Franța, în Germania și așa mai departe, în România, concurau cu cerealele fabricate în Statele Unite. Și americanul sărăcuțul nu mai putea să-și vândă cerealele. Ei bine, dragii mei, de acum încolo nu mai concurează agricultura românească sau cerealele europene cu cerealele Statelor Unite. De ce? Pentru că noi europenii, nu mai avem de unde lua îngrășăminte, pentru că așa a zis asasinul economic Ursula cea coruptă, nu mai e voie să cumpărați din Belarus și Rusia îngrășăminte, nu le mai putem produce în Germania, pentru că costă de 10 ori mai mult și dacă ar costa de 10 ori mai mult, le-ar face degeaba, că n-are cine să le cumpere. Și ce înseamnă asta? Înseamnă foamete, dragii mei. Înseamnă că nu o să fie producție agricolă. Înseamnă că va trebui importat din alte părți. Înseamnă că prețul acesta a crescut din cauza lipsei, nu? Pentru că e o piață și acolo, și la îngrășăminte, ca la petrol. Dacă scoți din balanța cerere-ofertă, scoți din ofertă o cantitate foarte mare, aia produsă de Germania și aia importată din Rusia și Belarus, ce se întâmplă cu prețul? Explodează. Ce se întâmplă dacă explodează prețul? Păi înseamnă că o să avem mai puține cereale, înseamnă că alea care o să fie mult mai multe, pentru că nu e așa? Astea sunt legile economiei de piață, cerere-ofertă. Deci, dragii mei, gaz mai scump, curent electric mai scump, benzină, motorină mai scumpe, industrie, tot ce ține de industria chimică mai scump, alimente, tot ce ține de alimente mult mai scumpe, atenție, nu vor avea cum să compenseze guvernele europene decât prin inflație, ceea ce înseamnă păcăleală. Adică o să le dea ajutoare la români. O să zică, bă, românașilor, că așa face, nu? Ce guvernul, domne, limităm prețul la gaz la nu știu câți lei, mii de metri cubi. Adică, gata, se face protecție socială. Kilovatul doar maxim un leu. Păi, tată, dar cum faci asta? Dai tu bani de la guvern din împrumuturi sau din tiparnița de bani, dai tu bani și îmbogățești electrica și îmbogățești Engie și îmbogățești toate companiile astea multinaționale
care vin și fac afaceri în România, dai tu de la guvern, luând împrumut, creezi inflație, tipărești și bani, se face inflație în România, deja e 15% în 4 luni, și practic tu i-ai dat românului doar cu un leu kilovatul de curent electric. Restul ai sponsorizat tu tipurile. Ok, ai preluat tu. Dar plătește românul doar un leu în loc de 2 lei, cât este prețul de piață al kilovatului, dar în schimb, inflația ce face? Te face să pierzi acolo. Acolo nu mai are cum să-ți compenseze. Practic, te ajută să nu pierzi pe factura de gaz sau de curent, dar îți crește prețul la toate celelalte produse din economie, de pe piață. Și atunci tot aia este. Deci, practic, ce-ți dă cu o mână, ți-a cu cealaltă și invers. Nu poți să păcălești pe Dumnezeu, nu poți să păcălești aceste relații economice. Nu poți să păcălești adevărul. Vrei, nu vrei, tot acolo ajungi. La sărăcie cruntă, Lucie. Oricâți bani ar zice de la guvern, dăm ajutoare, sunt egale cu zero. Toate acele ajutoare ți le dă, îți bagă bani în buzunar cu o mână și cu alaltă mână îți ia prin inflație. Deci, și atenție, ceea ce îți dă e mult mai puțin decât ceea ce îți dă. Așa că, dragii mei, vin vremuri cumplite, revoluție nu se mai poate face, este imposibil. Nu se poate face revoluție, să vă fie clar, mulți îmi spun că trebuie să facem revoluție. Nu se poate face revoluție. Revoluție se poate face doar dacă ai sprijinul CIA-ului, dacă ai sprijinul SRI-ului, dacă cei ce sunt în spatele societății, deep state, cum li se spune, dacă structurile, instrumentele prin care păpușarii conduc țările, doar dacă ei sunt de acord se poate face revoluție. Exact ca într-o turmă de oi. Ați văzut vreodată să facă oile revoluție, să se organizeze, să se strângă și să-i vină de hac ciobanului pentru că ciobanul nu-i bun? Nu se poate așa ceva. Nu mai visați la cai verzi pe pereți cu revoluțiile. Nu există așa ceva. Și atunci ce rămâne? Veți vedea la sfârșitul emisiunii care este singura șansă pentru noi ca indivizi și ca țară să supraviețuim. Da, deci, dragii mei, războiul din Ucraina nu dă semne să se liniștească. Nu numai că nu dă semne să se liniștească, ci este tot mai evident pentru toată lumea că nici nu are cum să se sfârșească. De ce? Pentru că unul la mână, americanii nu vor și l-au pus pe Zelenski, pe această marionetă a lor, să afirme sus și tare că el nu va semna niciodată o pace cu Rusia până când Ucraina nu recuperează Donbasul și Crimea. La care rușii au spus, Donbas și Crimea sunt teritorii istorice rusești? Nici nu se pune în discuție să mai plece vreodată de la Rusia. Nici nu se discută așa ceva. Vă dați seama? Practic, acolo, conform acestor declarații, nu poate să fie pace niciodată. Singurii care poate să decidă pacea sunt rothschildienii care să zică, bă, Zelenski, las o baltă, hai, trebuie să accepti Donbasul și Crimea, sunt ale rușilor și pace. Dar americanii au spus clar. Ei n-au niciun interes să fie pace. Ei vor să se bată cu ruși până când Rusia se prăbușește economic și social, până când ei o să reușească, americanii, să-și pună în fruntea Rusiei un președinte obedient, un Băsescu sau Iohannis, care să le pună la dispoziție toate bogățiile și arsenalul nuclear al Rusiei. Ca să se folosească după aia, cu acest instrument, mega instrument numit Rusia, în ajutor să căpăcească China. Pentru că Statele Unite se bat astăzi. Principala lor luptă nu e cu Rusia, ci e cu China pentru hegemonie mondială. E ca să poată să căpăcească China, rothschildienii au neapărat nevoie de Rusia. Fără bogățiile, resursele de materii prime ale Rusiei și fără arsenalul militar al Rusiei, rothschildienii nu pot să căpăcească China, e imposibil. De fapt, ăsta este războiul care se dă astăzi în Ucraina. Este un război aparent între Rusia și Ucraina. Este în realitate
un război între Statele Unite și Rusia și este de fapt la nivel macro, face parte, chiar și acest război între Statele Unite și Rusia face parte din marele război care de fapt este cel între Statele Unite și China. Și este doar o etapă intermediară acest război nedeclarat oficial între Statele Unite și Rusia. Este un război prin care Statele Unite își asigură superioritatea ulterioară în ceea ce va deveni războiul împotriva Chinei, pe care tot așa îl vor duce prin intermediari. Acum se bat cu rușii până la ultimul ucrainean, polonez, lituanian și român, iar peste 10 ani se vor bate cu China până la ultimul corean, până la ultimul taiwanez și japonez. Aceeași tactică vor folosi ca să căpăcească și China. Asta este adevărul din spatele a tot ceea ce se întâmplă astăzi. Iar Europa trebuie anihilată. Europa trebuie jertfită pentru a potența puterea Statelor Unite, a Rothschildienilor, și trebuie eliminată de pe piețele economice ca și concurent foarte puternic și foarte important. Ăsta este scopul cu care este sacrificată Europa. Ca să poată să căpăcească Rusia, ca să poată să ia piețele de desfacere ale Europei și ca să poată să salveze economia americană și finanțele americane. Ăsta este marele adevăr în câteva fraze despre tot ceea ce se întâmplă astăzi. Noi suntem sacrificați de către asasinii economici, Ursula și compania, printre care și Câțu. Suntem sacrificați și am fost sacrificați deja pentru acest mare război dus de Statele Unite împotriva Chinei. Acum, dragii mei, deocamdată noi românii nu participăm la acest război decât, așa cum știți foarte bine, au apărut și declarații, ați văzut, doar cu câteva sute de mercenari români care luptă în Ucraina de partea Ucrainei, în armata ucraineană, câteva sute care sunt plătiți la $1000 pe zi, dar sunt informații că sunt peste 10.000 de militari din Polonia în Ucraina care luptă de partea în armata ucraineană și încă câteva mii, de ordinul 5-6.000 de militari, tot așa, pe salarii uriașe, mercenari, din țările baltice, Lituania, Letonia, Estonia. Deci, deja acest război s-a internaționalizat, dar nu la mod oficial, ci prin mercenari și nu implicând NATO. Nu, NATO nu este implicat și nici nu va fi implicat. De ce? Pentru că în clipa în care implici NATO, devine periculos ca rachetele nucleare rusești să cadă la Varșovia, la Vilnius, la Riga, la București. Și ei nu vor asta. De ce să aibă daune? Lăsă să moară Paduchii, șobolanii. Lasă-i să moară acolo, în Ucraina, pentru noi, dar fără ca noi să avem de tras punos. Atât sunt de nemernici, atât sunt de ticăloși, de ipocriți, atât vorbesc toată ziua despre pace și despre mila pentru poporul ucrainian și vai de mine ce mai plângem noi de milă ucraineanului de rând, când de fapt este totul plănuit pentru a distruge Ucraina, a sacrifica Ucraina și Europa, ca ei să-și atingă niște scopuri mercantile, pentru ca ei să-și domolească setea uriașă de bani, de averi, de proprietăți, lăcomia asta fantastică, care sigur că da, care este o calitate în ziua de astăzi, care i-a adus în situația de a fi stăpânii a jumătate din planetă, care i-a făcut să aibă averi de mii de miliarde de dolari. Ăsta este adevărul. Aceste bestii, aceste satane, care pun la cale toate aceste războaie, care pun la cale toate aceste revoluții portocalii, care pun la cale milioanele astea de civili morți în Afganistan, în Irak, în Libia, în Iugoslavia, în Yemen, în Ucraina și peste tot, toți aceste milioane de suflete, toate aceste milioane de drame imense, doar, numai
și numai pentru a potoli setea uriașă de înavuțire a unor bestii, a unor satane care conduc lumea, care conduc televiziunile la care vă uitați la televizor, care conduc pe Radu Tudor, pe Gâdea, pe Prelipceanu, pe CTP și așa mai departe. Care sunt niște marionete care, dragii mei, dacă stai și de vorbă în particular cu ei, îți spun și îi înțelegi. Bă, dar trebuie să dau și eu de mâncare la familia mea, trebuie să-i plătești școala la copil, trebuie și eu să bag benzină în rezervor la mașină, altceva nu știu să fac decât să dau din guriță. Păi ce vrei să fac? Îmi fac meseria și trăiesc și eu ca și tine, dar ce să fac? Da, dacă n-ar fi ei, cum îmi spunea cineva, no, dacă n-ar fi ei, ar fi alții care ar face treaba asta. Nu? No? Ei nu pot să-i acuz prea tare. Până la urmă, să fim serioși. Câți dintre noi ăștia care suntem acum 1000 de oameni în acest live, câți dintre noi ar zice, bă, nu slujesc eu interesele tale să vin eu să vorbesc la televizor de partea ucrainienilor și a Statelor Unite. Chiar dacă îmi dai 2 milioane de dolari pe an. Nu slujesc, bă. Nu. Câți dintre noi ar avea puterea să facă, să zic asta? Refuz 2 milioane de dolari pe an decât să vorbesc prostiile care mi le spui tu. Să fim cinstiți. Poate că din 1000 am fi 2-3. Păi da, da. Vă dați seama, restul, ce-ar face? Oricând găsești să-l schimbi, numai Radu Tudor, mâine Radu Tudor își dă seama că nu e moral ce face, sau Gâdea, și renunță. Imediat se găsește altul care pentru 2 milioane de dolari să facă același lucru. Ba din contră, sunt convins că se găsește altul care o face mult mai bine, mult mai convingător decât o face Radu Tudor sau Gâdea. Ăștia nu sunt decât la rândul lor niște mercenari, numai că altfel de mercenari. Ăia care merg și trag cu pușca în Ucraina sunt niște mercenari și ăștia la alții de la televizor care trag cu pușca asta sunt alții, alt gen de mercenari, dar tot mercenari. Pe asta se bazează toată puterea rothschildienilor, pe bani cu care cumpără servicii secrete, jurnaliști, soldați, bancheri. Cumpără pe Isărescu, cumpără pe Câțu, cumpără pe von der Leyen, cumpără pe toți. Toți sunt cumpărați, dar atenție, că nu, rothschildienii nu cumpără așa, că dau o șpagă, îți dau niște bani negri. Nu, tată, îi cumpără cu sinecuri. Este un sistem întreg, creat fantastic, piramidal de sinecuri. Nu? Ursula i-a angajat bărbatul care habar n-are de biotehnică și de din astea, a angajat la BioNTech cu 6 milioane pe an. N-are nicio treabă el. 6 milioane pe an. De la salariu de 4.000 de euro pe lună, a sărit la salariu de 500.000 de euro pe lună. Păi ce-i corupție? Păi stai tată că e angajat, are și omul servici, nu? După aia lui ăla îi dă o funcție la Consiliul Europei cu salariu de 30.000 de euro pe lună, lui ăsta la altă îi dă la fundație 2 milioane de euro, de dolari pe lună, pe an, lui ăla la altă îi dă pentru nevastă sau un post în Consiliul de Administrație la Nuclear Electrica, nu știu, uite așa, sinecuri. Ați văzut, în America nu e corupție, îi zice lobby. Vrei ca un deputat sau un senator să-ți facă o lege, să propună o lege prin care tu să furi petrolul din Irak sau din Libia sau să furnizezi materiale armatei americane? Păi nu-i dai o șpagă într-un restaurant, într-un plic. Nu, tată, faci contract de lobby cu domnul senator în care el trebuie să promoveze interesele tale în Senat, îți dă o factură, tu plătești frumos factura oficial, cu contabilitate, cu impozit, 1%, bă, și asta nu e corupție. Este lobby. Ați văzut, totul e oficial. Totul se cumpără, totul e șpagă, totul e corupție, dar pe bază de sinecuri, pe bază de contract, pe bază de lobby, totul e corect, totul, frate. La ei nu e corupție ca la noi. Și când e corupție, ați văzut, intră la pușcărie Pascariu, intră la pușcărie ăla, intră la pușcărie românii care au luat șpagă, dar nu și americanoidul care a dat șpaga. Ați auzit vreun americanoid de la Microsoft să dea șpagă? Nu.
Niciunul. Nici măcar nu apare în discuții vreundeva, la procuratură, la DNA, nici nu se pune problema. Ați auzit să dea șpagă cineva de la EADS? Nici nu se aude așa ceva. Ați auzit de șpagă să fi dat cineva de la Bechtel? Ați auzit de șpagă de la OMV sau de la orice alt business făcut cu statul român în care s-au împroprietărit cu electrica, cu petrolul, cu gazul, cu toate alea? Există așa ceva, dragii mei. Singurii corupți sunt românii și nu și nici aia toți. Câțiva. Aia care chiar au deranjat, care au fost obraznici, care n-au servit cu destulă abnegație și umilință interesele rothschildiene. Aia au probleme, îi caută, și la pușcărie. Câți ați auzit români care au ajuns la pușcărie? Uite, Udrea este prima. Eu nu mai știu încă. Și nu mai știu. În rest, și dacă e vreunul prins cu șpaga, ați văzut, fuge în Italia și în Italia a rezolvat. Dacă ai furat 100 de milioane de euro, cu 5 milioane ți-ai luat o vilă pe malul lacului Como și devii rezident în Italia și te judecă o judecătoare italiană care zice, pentru câteva milioane de euro furați din România, nu poți să-l bași pe om la pușcărie, săracu, are 29 de ani, tocmai s-a însurat cu Miss Albania, cum să-l bagi la pușcărie? Dăm așa o pedeapsă să facă curățenie la o grădiniță, 3 luni de zile. Gata, ce pedepse să le-a ce-a dat în România 5 ani de pușcărie? Bac, gata. Ați văzut Popoviciu? A fugit imediat în Anglia, la Londra. Are protecții de la toți. De la toți granguri mari pe care i-am proprietărit. Păi omul ăsta a făcut cadou terenul pe care-i construit ambasada americană. Păi cum să-l bagi tu la pușcărie cu asta? Nu contează cât a furat. Dacă ne-a dat și nouă, dacă și-a plătit tainul, gata. Nu mai trebuie lege, corectitudine, nu mai e așa ceva. Lege și corectitudine doar cu ăștia, cu paduchii. A, dacă fură vreo văduvă o pâine ca să hrănească 6 copii, 5 ani în pușcărie. Dacă fură Popoviciu câteva sute de milioane și dă și nouă, ne dă și nouă din ăsta vreo 3 sferturi. Adică toți ne-am înfuptat. Păi atunci ai dăferit protecție la Londra, tată, cum așa. Ce? Asta este cinstea, corectitudine, asta e legea. Astea sunt regulile Occidentului, pe care îl iubim atât de mult și îl divinizăm și pe care ni l-am dorit acum 32 de ani. Ăsta este Occidentul ăla la care noi am visat, pentru care eu, tâmpitul de mine, m-am dus la canal și m-am dus la batalion disciplinar că eram pro-american. Pentru libertate, pentru democrație, pentru dreptate. Așa era în capul meu, la 20 de ani, la 18. Ca acum să-mi dau seama ce imbecil eram. Ca să-mi dau seama cât am suferit pentru un vis care era doar în mintea mea și care în realitate este o mizerie mai mare decât socialismul lui Ceaușescu. Asta este adevărul, dragii mei. Sistemul ăsta în care trăim astăzi este mai mizerabil și mult mai ticălos decât regimul lui Ceaușescu Nicolae. Vă spune un om care n-a fost niciodată nici membru de partid, nici membru UTC și care a avut de suferit în vremea lui Ceaușescu. Sistemul ăsta este mult, mult mai ticălos decât socialismul, dictatura lui Nicolae Ceaușescu. Ăsta este adevărul. Dacă aș avea mâine de ales între beneficiile sistemului de astăzi, adică Coca-Cola, bere la cutie, sigur că da, mai merg în excursii și nu-mi trebuie încă nu-mi trebuie viză și încă mai pot să circul, cu toate că în curând n-o să mai pot, că n-am pașaport verde, că nu m-am vaccinat și că n-am băgat bani, n-am contribuit și eu și la bunăstarea și la fericirea familiei Rothschild, dar încă mai pot. Dar vă spun ca să știți, și asta cu libera circulație, să mai mergem în străinătate, în vacanțe, și asta mai durează încă un an, doi. Bă, fraților, în afară de asta, ce avem? Nici dreptate, nici libertate, nici democrație. Umilință și vine sărăcie, luce acum, cum n-am avut nici pe vremea lui Ceaușescu. Vă spun eu,
O să ne aducem cu toți ăștia care am trăit epoca de aur a lui Ceaușescu, o să ne aducem aminte în următoarea perioadă cum este să ai 15 grade în casă, o să ne aducem aminte cum este să ți se taie curentul, o să ne aducem aminte cum e să stai la coadă ca să-ți iei o jumătate de franzelă pe zi, o să ne aducem aminte cum este să ai rație de carne. Ascultați-l pe Laurică că știe ce vă spune. Și știți că Laurică v-a fost baci de 10-12 ani încoace și vă va fi până la moarte. Ne întoarcem la sărăcia, la lipsurile, la viața grea de pe vremea lui Ceaușescu și va fi mai rău decât a fost pe vremea lui Ceaușescu. Ei bine, dragii mei, veți zice cum se poate termina totuși acest război. Dacă din punctul de vedere al rușilor nu se poate, din punctul de vedere al americanoizilor până nu căpăcesc Rusia nu se poate, cum s-ar putea termina? Eu vă spun, eu dacă aș fi Putin, dacă aș fi în locul lui Putin, dacă aș fi președintele Rusiei, eu aș pune capăt războiului în 10 zile. Dar ca să poți să faci lucrul acesta, dragii mei, trebuie să fii un om puternic. Trebuie să fii un om decis, hotărât. Trebuie să fii un om care să joace șah și să-și dea seama că are toți așii în mână. Dacă Putin ar ști să joace cartea armelor nucleare pe care le deține, ar termina războiul din Ucraina în 10 zile. Nu trebuie, nici nu trebuie arme nucleare din alea de extincție în masă. Trebuie o bombă din aia cu distrugere, cum se numesc, arme atomice tactice. Trebuie o rachetă pe Devesel, una pe Cogălnicianu, una pe Câmpia Turzii, una, două, trei în Polonia, două, trei în Lituania, Letonia, Estonia, odată. Și spus, la cea mai mică ripostă, la primul cuțit care intră în Ucraina dinspre vest, următoarele rachete cad pe Berlin, Paris, Roma, Viena, Copenhaga, Stockholm. După care trecem la următorul val. New York, Washington, Los Angeles, San Francisco și așa mai departe. Asta este ordinea. Alegeți. Mai vreți să trimiteți arme? Mai vreți să continue războiul în Ucraina sau vă opriți? Asta aș face eu. Ce credeți că s-ar putea întâmpla? Ce ripostă poasă de americanoizii când văd că au dispărut de pe fața pământului 10 baze militare pe care le aveau în jurul Rusiei? Au dispărut de pe fața pământului. Păi și ce aia mă tifași, bă, Rothschildianule? Ce măsură e? Când știi că orice măsură iei și orice ripostă vrei să dai, următoarele 10 rachete șterg de pe fața pământului Washington, New York, Detroit, Miami, San Francisco, Los Angeles și așa mai departe. Ce măsuri de ripostă iei tu, bă, Rothschildianule, când știi că următoarele rachete sunt astea? Asta aș face eu dacă aș fi Putin. Vă spun sincer. Nu se poate juca altfel jocul ăsta. Altfel, oricum joci tu, Rusia, tu, Putin, pierzi. Este ca la un joc de șah sau la un joc de cărți, care dacă nu joci acum cartea asta, pierzi. Ai în mână cartea cu care să câștigi jocul și tu ca prostul nu o joci. Păi dacă nu o joci, o să pierzi. Dacă ești laș, dacă ești slab, dacă ești ezitant, dacă ești prost alău, pierzi, cu toate că în mână ai cartea cu care ai câștigat jocul. Asta este adevărul, dragii mei. Eu nu țin cu rușii, nu țin cu americanoizii, țin doar cu poporul român. Știu că pentru Europa, pentru poporul român, sunt esențiale următoarele lucruri. Să se oprească acest război, în primul rând, ceea ce americanii au spus clar că nu, ei nu sunt interesați de așa ceva, ceea ce Zelenski a spus că n-are cum. Eu cred că pentru Europa este vital să se oprească acest război, să se oprească sancțiunile și embargourile și să se oprească toată nebunia asta cu Rusia, să scăpăm de asasinii economici, de Câțu, de Isărescu, de Ursula, de Draghi, de Macron, de Scholz, de Boris Johnson, de Liz Truss, de Annalena Baerbock, de toate aceste satane, de toate aceste bestii, Europa trebuie să se scape, să se elibereze cumva, nu știu cum. Asta este interesul Europei. Dacă vrem să mai trăim bine,
Dacă vrem să salvăm Europa, dacă vrem să salvăm România, dacă vrem să ne întoarcem la viața noastră bună, trebuie făcute aceste lucruri. Cum le poți face? Noi nu avem cum. Nici noi românii, nici ungurii, nici bulgarii, nici polonezii, nici nemții, nici francezii nu pot. Asta poate să facă doar Vladimir Putin, care poate să-i pună la punct pe toți. Pentru că are în mână cărțile câștigătoare. Și cu toate astea, nu știe să le folosească. Sau nu vrea să le folosească. Sau e laș, sau e prost, sau dracu știe ce are. Zice Dinu Vornicu că totul la momentul potrivit. Păi, tată, momentul potrivit era acum două săptămâni, acum o lună, acum două luni. Cu fiecare lună care trece ne afundăm în mlaștină tot mai tare și șansele de a ne salva sunt tot mai mici. Care e momentul potrivit? Momentul potrivit era când au intrat primele ajutoare militare americane în Ucraina. Atunci era momentul potrivit. Pentru că din clipa aia războiul s-a prelungit. Asta este momentul potrivit. Acum două luni. Acum deja e și așa foarte târziu. Deja va dura zeci de ani să reconstruiești tot ce s-a distrus. Da. Sunt poate un pic prea nervos, dar nervii pe care i-am sunt tocmai din cauza că îmi dau seama că viitorul nostru și al copiilor noștri este pus în mare pericol și este irreversibil distrus viitorul nostru. Mulți dintre noi încă nu realizăm gravitatea și importanța fundamentală pentru viitorul nostru și mai ales a copiilor noștri, a vremurilor, a clipelor pe care le trăim acum. Cât de mult contează fiecare zi de oprirea acestui război. Mulți nu realizăm că trăim în mijlocul unor evenimente care sunt fundamentale pentru viitorul nostru și fiecare zi contează enorm, pentru că fiecare zi care trece fără ca acest război să se termine înseamnă luni sau ani de zile ca să putem repara pentru fiecare zi. Înseamnă sacrificii, înseamnă sărăcie, înseamnă suferință. De-aia sunt atât de nervos și da, sigur că da. Dacă aș putea să vorbesc cu prostul ăsta de Putin, poate că aș reuși să-l conving, să-i explic logic, matematic, ce are de făcut ca să se oprească nebunia asta și ca să se salveze ce se mai poate salva. Din păcate, dragii mei, vedeți, asta este lipsa de meritocrație. Putin s-a înconjurat, sigur că da, el nu poți să-l bănuiești de prea multă inteligență. Problema este că s-a și înconjurat de yes-meni, de lingăi, de bețivi, de incompetenți, de oameni lipsiți de caracter care n-au avut în cap decât un lucru, să se îmbogățească, să devină și ei miliardari și să-și cumpere iahturi. Ăsta este adevărul, dragii mei. De-aia vă spun eu, nici pe Putin nu-l simpatizez deloc. Dacă am un dispreț total pentru rothschildieni, am o mare dezamăgire și față de acest Putin, care până acum vreo 2-3 luni, până acum 3 luni când a început războiul, îl credeam un tip deștept. Mi-am dat seama că nu numai că nu-i deștept, mi-am dat seama că este și prost și că nu este niciun bun psiholog, nu este niciun caracter mare. Mi-am dat seama că este un om mărunt. Așa că nu am niciun fel de stimă, niciun fel de respect și admirație nici pentru acest Putin. Pentru că dacă astăzi suntem în situația în care suntem, suntem și din cauza lui în aceeași măsură ca din cauza rothschildienilor. Dacă el știa să reacționeze la planurile ticăloase ale rothschildienilor, se putea totul rezolva pentru că el avea toți ași în mână să rezolve problema. Dacă el știa să pună problema cu China, să-i convingă pe chinezi să facă o alianță militară și economică pe față cu condiții clare de sprijin reciproc, astăzi americanezii nu puteau să distrugă Uniunea Europeană și Ucraina. Ăsta este adevărul. Toată lumea a visat că alianță China-Rusia și care o să le pună frână rothschildienilor. Ce alianță China-Rusia? Nu e nicio alianță, nu e nimic. Uitați-vă, China nu se implică cu nimic. Doar se uită la fraierii ăștia cum se autodistrug între ei, Rusia și Europa, gândindu-se ce bine,
că nu mai rămânem decât noi cu americanoizii să ne batem. Am scăpat și de ruși și de europeni. Și ce bine că punem mâna pe piețele de desfacere ale Rusiei și ale Europei. Ăsta este adevărul. Ce alianță? Ce BRICS? Unde-i BRICS-ul ăla? BRICS-ul ăla este făcut de aproape 20 de ani. Păi în 20 de ani n-au avut timp să înlocuiască moneda internațională, dolarul, să înlocuiască cu altă monedă. În 20 de ani n-au avut timp să creeze relații comerciale în blocul estic astfel încât să nu mai depindă de sancțiuni și embargouri americanoide. N-au făcut nimic. Și că BRICS. Ce e BRICS? În afară de o chestie pe hârtie, nu e nimic concret. Absolut nimic nu este concret acel BRICS. Economic, militar nu mai vorbesc. Absolut nimic. Efectiv, nu există o alianță puternică, acel BRICS în care s-a sperat, care să se opună abuzurilor imense pe care le fac americanoizii. Nu există. Da. Pe lângă tot ceea ce se întâmplă, ca să fie tacâmul complet, dragii mei, rușii își retrag trupele din Siria. De ce? Pentru că nu mai au soldați în Ucraina. Pentru că rușii nu își permit să înlocuiască cei aproximativ 10.000 de soldați ruși care mor lunar în Ucraina, nu își permit să îi înlocuiască cu mercenari, cărora să le dea 1.000 de dolari pe zi. Că ei n-au tiparnița de dolari. N-au cum să plătească mercenari. Și atunci trebuie să apereze la soldații pe care îi mai au aruncați pe aici pe acolo prin lume. Și aduc, din Tajikistan au 1.000, în Azerbaidjan au 500, în Kazahstan au 400, în Siria au 5.000 și aduc de pe peste tot ca să înlocuiască pierderile de pe front din Ucraina, ca să o lungească. Că atâta poate să facă, să o mai lungească. O mai lungesc încă 2, 3, 5 luni. Eu, părerea mea e că poate să o lungească maxim până la sfârșitul anului ăsta. Dar, dragii mei, în clipa în care tu să retragi soldații din Siria, ce faci? Lași locul trupelor iraniene, care iranienii vin, nu? Ca să păzească ei, să ajute ei pe Bashar al-Assad să rămână la putere, să nu-și facă roșirdienii de cap și acolo, ca în Irak și ca în Libia și ca în Afganistan, și vin iranienii. Și ce o să se întâmple când trupele iraniene vor fi lângă granița cu Israelul, dragii? Păi ce focar de infecție și de război a fost până acum Orientul Mijlociu, dar ce va fi de acum încolo? Pentru că vă dați seama, dacă începe războiul și între Israel și Iran, nici Dumnezeu nu mai descurcă ițele de pe planeta asta. Așa că pericolul este imens și în partea Orientului Mijlociu. Sârbii cu Kosovo sunt și aia la un pas să înceapă să se răfuiască. Pentru că sârbii nu se pot împăca cu ideea pierderii Kosovo. Situația este foarte complicată. Corea de Nord, Kim Jong-un, ați văzut, a hotărât să amplifice la maxim producția de arme nucleare, pentru că și-a dat seama, spre deosebire de prostalăul de Putin, care nu realizează ce cărți puternice are în mână, Kim Jong-un și-a dat seama că este singura garanție a securității și a independenței țării lui. Armele astea nucleare care descurajează orice încercare a rothschildienilor să facă cu Coreea de Nord ce fac rothschildienii cu Rusia. Numai că în vreme de Kim Jong-un își dă seama cât de important este acest statut, Putin nu își dă seama. Probabil că nu, îi filează lampa. Probabil că e boala în stadiu foarte avansat. Dracu știe ce, care e explicația. Dar lucru e sigur, că pericolul la nivel mondial de război atomic mondial este uriaș. De aceea vă spun, vă dați seama că mai începe și un război mondial generalizat în care să se implice și Iranul, și Coreea de Nord, și China. Bă, fraților, adică ceea ce se întâmplă acum și creșterea asta de prețuri, șomaj și ce mai vine, astea sunt nimic pe lângă ce va fi dacă începe un război mondial care se va transforma automat în câteva luni în război atomic. Deci, eu nu vreau să vă speriu, dar vreau să vă arăt realitatea, vreau să vă arăt informațiile și să analizăm împreună
Pentru că văd că și voi vă dați cu părerea și este bine ca în timp ce m-au zis pe mine să citiți și părerea altora, sigur că da, m-aș bucura ca părerile să fie logice, de bun simț și să nu fie jigniri. Adică, bă, rusofilule sau caghebistule sau putinistule și cu asta basta. Nu, tată, spune ce argumente logice ai împotriva ce zic eu. Că să spui că sunt putinist, asta este, dovedește doar că ești prost. Dacă ai argumente cu care să mă combați și reușești să convingi pe ceilalți că tu ai dreptate și nu eu, e ok. Deci, dragii mei, Kim Jong-un a anunțat că pune în lucru o nouă capabilitate de producție de material nuclear de 10 ori mai mare decât cea pe care a avut-o până acum. Adică va ajunge să producă în următorii 5 ani Coreea de Nord mii de rachete nucleare. Nu, să vă țineți atunci, dragii mei. Să vă țineți atunci distracție cu americanoizi. Da. Ne întoarcem și venim încet, încet spre problemele noastre interne, pentru că cu astea externe ne-am lămurit, totul este bine, totul este roz, mergem spre tot mai bine, viitorul arată minunat. Și să vedem ce se întâmplă, pentru că n-am vorbit de mult despre prietenii noștri, frații noștri din Moldova. Dragii mei, frații noștri din Moldova sunt înțelepți. Fătuca asta, Maia Sandu, pe lângă faptul că este foarte iubăreață și pe lângă faptul că, sigur că da, conduce țara asta, Moldova, conduce, sigur că da, cu bunăvoința lui George Soros, pentru că nu așa și ea a fost foarte binevoitoare acolo cu George Soros Junior, pe care am înțeles că îl iubește sincer, iar George Soros Junior este îndrăgostit lulea de ea. Și am înțeles că fătuca asta are înțelepciunea de a își proteja poporul, de a proteja Basarabia și de a o menține în starea asta de neutralitate, care, foarte interesant, este mult, mult mai sănătoasă decât apartenența noastră la NATO. Eu vă spun că atâta timp cât această regulă fundamentală a neutralității Basarabiei va fi respectată, Moldova nu riscă absolut nimic. Moldova este ocrotită 100% și nu va fi câmp de bătălie și nu va avea de suferit, indiferent ce se întâmplă în Europa, în Asia sau în Orientul Mijlociu, Moldova nu va avea de suferit atâta timp cât își menține statutul de neutralitate. Și am văzut că fătuca asta, Maia Sandu, iubăreața-i Maia Sandu, este foarte decisă în ceea ce privește statutul de neutralitate al Moldovei și vreau să o felicit pentru chestia asta. Nu numai că are suflet minunat, frumos, de poate să iubească un pui de reptilă ca acest Soros, dar e și deșteaptă. Și a dat seama că pentru țara ei asta este cel mai bine. Ceea ce, de exemplu, Soroșista aia din Finlanda, prim-ministru la 30 de ani. Prim-ministru la 30 de ani, o fătucă crescută de două lesbiene. Prim-ministru, care a hotărât ea că trebuie să intre Finlanda în NATO. În Suedia, tot o femeie conduce țara. Bă, fraților. La fel ca Anglia, care e condusă de această Liz Truss. Boris Johnson e doar o marionetă de care nimeni nu mai ascultă și pe care nu mai interesează, că este un alcoolic, un marțafoi, un papițoi, un prostalău de care nimeni nu mai ține cont. Și se pare că toată politica la nivel înalt din Anglia e condusă de această bestie, Liz Truss, care este și proastă de bubuie și care e hotărâtă să bage Anglia în război neapărat cu Rusia. Se pare că foarte multe țări din Uniunea Europeană, din Europa, sunt conduse de femei pentru că, nu e așa, după eșecul pe care l-a avut George Soros cu al de Conti și al de Ponta și al de ăla din, cum îl cheamă, coruptul ăla din Austria, cum îl cheamă, da, nu-mi vine în cap acum, tinerelul ăla, la fel ca Ponta, că parcă erau trași la Indigo. Și Ponta și ăsta din Curț. Și Curț și Conti, parcă toți trei erau trași la Indigo.
La fel cum sunt fetele astea, asta din Finlanda, cum e Liz Truss, cum e von der Leyen, cum e Annalena Baerbock, toate zici că strase la copiator, frate. E, George Soros și-a dat seama că cu bărbații ăștia tineri, cu lupii ăștia tineri, nu face nimic, că toți sunt corupți până în măduva oaselor, și Ponta, și Conti, și Curți, cum au ajuns la Ciolănaș. Nu i-a mai interesat de ce vrea Soros, nu i-a mai interesat de noua ordine mondială, nu i-a mai interesat de cât să roadă, cât mai vârtos la ciolan. Și-a dat seama Soroșica că nu poți să faci treabă cu tinerii lupi, cu bărbații, tot mai ușor cu femeile, că nu sunt așa hoațe. Și într-adevăr, ăstea nu sunt hoațe, dar nici nu le duce capul, nici nu-și dau seama în ce direcție le duce stăpânul Soros. Dar fiți atenți, că în Moldova apare o situație interesantă. Sondajele de opinie zic că 40% din moldoveni condamnă invazia rusească din Ucraina, 40% însă, ceilalți 40% o aprobă și 20%, la fel ca 20% din România, nu știu nici în ce an suntem și nici pe ce continent trăim. Dar ce observăm? Că în Moldova există această balanță extraordinară de care ține țara pe linia de plutire. Este cap, mai corectă metafora ar fi ca un echilibrist din ăla care merge pe sârmă și care are în mână un băz din ăla mare, știți cum e la circ, ca să se echilibreze, și într-o parte sunt 40% oameni cu minte la cap și 40% idioți. Și pe mijloc sunt 20% care știu numele copacului din care provin, dar nu știu în ce an suntem, bănuiesc că suntem prin anul 1949, între 1949 și 1980, dar nu sunt siguri. Dar, în rest, e echilibru în Moldova. Asta este un lucru extraordinar și este o nouă garanție a faptului că țara poate să-și mențină drumul actual și statutul de neutralitate, pentru că n-ai cum să intri în NATO, n-ai cum să treci nici de partea rușilor, dar nici de partea NATO, din cauza că echilibrul ăsta de 40% la 40% este foarte bine proporționat. Și asta este o șansă uriașă pentru Moldova. Vă spun sincer, dacă m-ați întreba unde aș alege să emigrez, ca să am un viitor cât mai puțin periculos în următorii ani în Europa, vă spune fără nicio reținere. Mă și gândesc foarte serios, vă spun drept, să-mi iau o casă în Basarabia și să-mi cumpăr și să-mi iau naționalitate. Vă spun foarte sincer, de ce? Pentru că Moldova nu va fi implicată în război, în mod sigur, niciodată, și va păstra statutul de neutralitate. Orice se va întâmpla, unul la mână. Doi la mână. În Basarabia nu există armată, nu există baze militare, nu vor fi. Trei la mână, nu merită să risipești bombe, nu că nucleare, nici măcar bombe convenționale din al doilea război mondial, nu merită să risipești pe Basarabia, că n-ai ce să distrugi acolo. Și, foarte important, în Basarabia, orice se va întâmpla pe planeta asta, păpică va fi mereu. Papa nu va lipsi din Basarabia. Pentru că acolo, și dacă nu vrei, și dacă nu vrei tu, dacă ești puturosul puturoșilor, cade para, mă, lăiață în gura lunătă fleață, așa a făcut Dumnezeu, atât de darnic a fost cu țara asta. De-aia vă spun că m-ați întrebat mulți unde m-aș duce dacă ar fi Elveția, uite, zice Flavius Fetcu, nu m-aș duce nici în Elveția. Vă spun drept, dacă ar fi să mă duc undeva, eu în Basarabia m-aș duce. Cu toate că sunt prea bătrân să mă mai gândesc la așa ceva. Vă spun drept. Acum, dacă o fi să cadă bomba aici lângă mine la 5, asta e, văd eu ce fac. Mă descurc. Dar nu mai am. Da, la vârsta mea să mai mă apuc să iau viața de la început. Dacă aș fi avut 25-30 de ani, vă spun sincer că n-aș fi ezitat să-mi iau o casă în Basarabia și să îmi iau și cetățenia. Orice se întâmplă, pac, pac. Și casele, și pământurile, și ieftine, și impozite mici, și poți să ții ușor cetățenia, deci, și aș păstra și pe aia română, ca să poți și călători. De-aia vă spun, pentru că m-ați întrebat foarte mulți în privat, vă spun, nu Elveția, nu Noua Zeelandă, nu Canada, niciun caz,
Nu Africa de Sud, cum ziceau alții, ci Basarabia, dragii mei. Și aceeași limbă. Și nu te simți străin în țara aia. Și nu ești tratat urât. Păi unde te mai poți duce în Europa să nu se uite lumea în scârbă la tine că ești român? Unde te mai poți duce pe planeta asta să fii privit cu admirație că ești român? Deci, bă, în Siberia. Nu m-aș duce nici în Siberia, cum zice Paul Negulescu. Mă rog, fiecare cu creierul lui, cât îl duce capul. Eu vă spun cât mă duce pe mine. Unde m-aș duce eu dacă ar fi să mă duc? Bun, ce se întâmplă la noi că ne-am apropiat încet, încet de Românica? Ce se întâmplă la noi? Iată, avem deja o oră jumătate de când suntem în direct. Mai puțin și ați scăpat de mine, dragii mei. În Românica, PNL și PSD se vorbesc, se sfătuiesc să schimbe Constituția și să facă președintele ales de Parlament și nu prin vot direct de către popor. De ce? Pentru că așa au hotărât americanoizii, așa au hotărât stăpânii noștri, că nu este deloc în regulă să apară riscul, că e un risc. Chiar dacă ei trag sforile și fac în așa fel încât pe listele alea de la alegerile prezidențiale să nu poată oricine să strângă semnăturile, ci doar băieții cu ștaif care sunt bine cu CIA-ul și cu reprezentanța CIA pe România, cu SRI-ul, adică numai aia să aibă liste cu semnături suficiente cât să candideze la prezidențiale. Iar după aceea, și dacă se mai strecoară câte unul care să nu fie pro-americanoid, care să nu fie posibil marionetă, sau care să nu... Dar bun! Dar, și dacă se mai strecoară câte unul, stai așa, tată, că începem să venim cu dosarele, începem să venim cu ascultatul și căutatul în trecutul lui de convorbiri telefonice, începem să căutăm dacă nu cumva spar vreun geam în copilărie și să calculăm cheltuielile cu dobânzi la dobânzi, să ajungem că geamul ăla astăzi ar costa 45 de milioane de euro și prin urmare pârnaie, sau... Păi așa, și dacă să zicem că e un sfânt ăla care candidează și a strâns și semnăturile. Dar stai așa, tată. Cum vii tu să te prezinți românilor când noi îți închidem toate conturile de Facebook, când noi nu te lăsăm să apar la nicio televiziune și cum nu poate să te cunoască lumea? Bun, și totuși să zicem că, cum gândesc americanii, să zicem totuși că, bă, frate, reușește un super om din ăsta, un superman, să strângă și semnături, să fie și sfânt și curat, să nu-i se găsească nimic în trecut. Reușește și să se facă cunoscut prin fel de fel de canaluri și fel de fel de tertipuri oamenilor, să umble din piață în piață, din oraș în oraș, să se facă cunoscut. Bă, fraților, păi vă dați seama că ar fi periculos? Că ăsta poate să ajungă să fie votat de maimuțele din România? Să ajungă președinte și americanoizii să pierdă controlul pe o țară întreagă? Vă dați seama că ar fi un pericol. Și atunci, pentru că această probabilitate este de 1%, ce au hotărât americanoizii? Ordin de la senior Muñoz, de la ambasada SUA, la Keylor, de la PSD și PNL. Hai, repede, schimbați Constituția și faceți în așa fel încât să nu putem avea nici măcar 1% risc să apară vreun român din ăsta patriot pe care să poată să-l voteze românii. Ia votați voi în Parlament, frumos, schimbarea Constituției și Parlamentul, adică voi, la cheii noștri, voi, marionetele noastre din Parlament, voi, corupții minunați, să alegeți președintele așa cum vă trimitem noi bilețelul de la ambasadă. Așa cum vă sfătuim noi, că noi vă dăm instrucțiuni bune mereu. Știți că v-am dat mereu instrucțiuni bune și uite pe ce culm de glorie a ajuns România datorită nouă. Uite ce industrie magnifică aveți. Uite-te ce PIB-uri așa aveți. Uite-te ce nivel de traiuri așa aveți. Pentru că ne-ați ascultat în ultimii 30 de ani. Vedeți că v-am îndrumat bine. No, așa vă îndrumăm și acum, o să vă îndrumăm să vă alegeți întotdeauna din rândurile voastre a gangsterilor, a mafioților și a borfașilor din Parlament să vă alegeți pe cel mai borfaș, cel mai mafiot și cel mai obedient, cel care a făcut cea mai frumoasă
cărare între Parlament și Ambasada Statelor Unite. Și pe ăla o să-l puneți președinte și atunci nu mai riscăm nimic, nu mai riscăm să apară candidat la președinție, Doamne ferește, vreunul ca primul sau șoșoacă sau mai știu eu ce. De mine nu-și fac ei griji, că știu că nu mă interesează așa ceva, dar Doamne ferește, la următoarele alegeri, că asta le e frică. De aia au cerut americanoizii PSD-ului și PNL-ului să pună problema asta a schimbării Constituției și a alegerii președintelui de către lacheii din Parlament. Le e frică de moarte de Diana Șoșoacă. Nu cumva că Diana deja e foarte cunoscută, pe Diana nu poate să o facă, că e și deșteaptă, și nu are nici morți în dulap, în afară de faptul că, vezi, Doamne, ce i-au găsit ei, ce au reușit să inventeze ei ceva fantastic, că mama ei a fost mason. Au zis, bă, băieți, ce imbecilitate, de ce nu-i bună Diana Șoșoacă, că mama ei a fost mason. Și mătușa ei, de-a șaptea, a băut lapte de capră. Cum să votez președinte pe Diana Șoșoacă dacă mătușa ei de-a șaptea a băut lapte de capră? E, sunt fel de fel de imbecili și idioți care pun botul așa ceva și zic, bă, cum să sprijinim noi pe Diana dacă mama ei a fost mason? N-ai cum. E bine, dragii mei, de asta le e frică. Le este o frică de moarte de Diana și de-aia au venit cu căselnița asta cu alegerea președintelui de către membrii Parlamentului. Dar, atenție, pentru asta o să aibă nevoie de referendum. Problema este că sunt convins că la ce putere de convingere au Prelipceanu, CTP-ul, Gâdea, Radu Tudor și așa mai departe, sunt convins că o să îi convingă pe români să meargă la referendum și să voteze că președintele nu mai trebuie ales de popor, ci de gangsterii din Parlament. Și atunci chiar s-a dus dracu tot și atunci chiar mă hotărăsc și eu să emigrez, să plec în Republica Moldova. Mă duc și o votez pe Maiuța cu două mâini. Măcar știu că votez pentru dragoste, votez pentru bunăstare, pentru pace, prietenie și neutralitate. Mă duc și o votez pe Maiuța și gata. Ia uite bă, mai știi? Poate mai știi, poate se satură de junior și o prind și eu pe Filip. Toate că e cam mică, e cam slabă. Ce pot să, da, dacă pot să fac un bine Moldovei, o să fac. E, bine, dragii mei, ați văzut că românii sunt foarte fericiți pentru că, în sfârșit, s-a făcut dreptate pentru tinerii frumoși și liberi care au murit la colectiv și ați văzut că l-au băgat la pușcărie pe fostul primar Piedone, pe motiv că atunci când s-a întâmplat acel accident, Piedone era primar și Piedone a semnat o hârtie prin care se autoriza spațiul acela în care s-a petrecut drama. Bă, fraților, e noaptea minții. Vă dați seama dacă primarul e de vină? Primarul semnează zilnic, știu sigur, zeci de hârtii care îi se aduc de subaltern și care îi se pun pe masă și semnați, domn primar, repede, pac, 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 una după alta, semnezi ca o mașină. De ce? Că ai încredere în subalternii tăi, că ce au făcut ei e legal și că nu-ți dă să semnezi condamnarea ta la moarte, nu? Bă, ăsta a semnat și el toate hârtiile care îi se aduceau. Bă, una din hârtii era făcută de o tipă care luase șpagă ca să... Cum se întâmplă la noi? Că toate cele se întâmplă așa în primării. E bine, o angajată, o subalternă, care a luat o șpagă ca să dea autorizație la spațiul ăla, i-a pus lui Piedone să semneze. Piedone a semnat cum semnează orice primar zilnic zeci de hârtii și acum l-au băgat la pușcărie. De vă spun altceva. În țara asta au ars în ultimii ani zeci de clădiri care toate aveau semnătură de la primar, au ars spitale, știți bine, în pandemie, care toate aveau aviz de funcționare de la semnat de primar. Bă, ați auzit ca vreun primar din Piatra Neamț, din Constanța, din București, de acolo unde au ars toate spitalele astea în pandemie, să fi fost măcar inculpat, nu condamnat? E noaptea minții. Dar nu asta vreau să vă spun. Asta e justiția în România. Justiție la comandă politică. Problema este alta.
că acest dezastru care a avut loc la colectiv, nimeni nu vine să spună că de fapt a fost un dezastru, nu accident, ci produs cu intenție de niște servicii secrete pentru a-l da jos pe pont. De ce? Am să vă explic foarte pe scurt. Săracul Ponta nici măcar el nu știe. Nici Ponta în prostia lui, l-am văzut la televizor, nici el în prostia lui nu realizează sau poate nu vrea să spună că de fapt tot ceea ce s-a întâmplat la colectiv a fost un plan ca să-l facă pe el să plece din fruntea guvernului, să-și dea demisia și să fie adus Cioloș în locul lui. Și tot ceea ce s-a întâmplat la colectiv are legătură cu ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă în Ucraina. O să ziceți, bă, de-o dracu, ce legătură să aibă colectivul în 2014 sau 15 când a avut loc cu... În 2014 parcă a avut loc. Ce legătură să aibă cu Ucraina? Păi are foarte mare legătură, dragii mei. De ce? Pentru că în 2014, în timp ce rușii, în timp ce Putin anexa Crimea, Ponta se ducea la Sochi, la Olimpiada de iarnă, și se poza cu Putin și lângă Putin, în condițiile în care toți liderii din Europa primiseră ordin de la George Soros și era consens european să nu participe la festivitatea de inaugurare a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi. Singurul care s-a dus și care a încălcat acest ordin a fost Victor Viorel Ponta, dragii mei, care s-a dus și care au aflat ficiorii ăștia din CIA cu, prin intermediul spionilor și a trădătorilor, care sunt unul din doi în jurul lui Putin. Unul din doi este agenția în jurul lui Putin, vă spun eu ca să știți. Sigur că au aflat că Putin cu Ponta au avut o relație foarte amicală și foarte prietenească, nu? N-a fost de ajuns asta. După aceea, în vară, la Jocurile Olimpice, la Jocurile Europene, iară, după 6 luni, se duce Ponta și se întâlnește și se trage iar în poză cu Vladimir Putin, în condițiile în care doar el, Erdogan și Orban au mai fost acolo. Fiți atenți ce echipă! Deci, Orban, Erdogan, Putin și Ponta în luna iunie a avut loc la Jocurile Europene. În rest, toți conducătorii din Europa primiseră ordin să nu se prezinte, pentru că nu-i așa, Putin, Rusia erau marele pericol. Știți foarte bine că în 2014, în februarie, a fost Euromaidanul și Putin a anexat Crimea și a ieșit toată problema aia mare. Ei bine, dragii mei, când tu, Ponta, faci frondă, te opui ordinelor venite de la păpușari și te duci și ai o relație și nu direct cu Putin, ci cu secretarul lui Putin și ești foarte prietenos cu adjunctul lui Putin, cu consilierul lui. Când după aia te duci împreună cu Orban, cu Erdogan și tragi în poză stând în spatele lui Putin la un metru de el, dragii mei, sigur că urmează o căsăpire. Sigur că urmează să o iei în barbă. Sigur, și numai la... Sigur că s-a pus în funcțiune acest plan de înlăturare a lui Ponta de la putere și a apărut acest mega scandal și accident de la colectiv, în care, sigur că da, tinerii și frumoși și liberi și sataniști au plătit un preț pentru binele țării, nu? Ca să scăpăm de Ponta, ceea ce n-a fost o chestie rea, nu? Și ca România să o ia pe o altă traiectorie decât cea pe care vroia să o ducă Victor Ponta, nu? Care vroia să facă așa, o zonă cu Ungaria și cu Turcia și cu Bulgaria, că și Bulgaria era în plan, și care să nu fie atât de ascultătoare la ordinele lui George Soros și să nu fie atât de supusă rotșildienilor. Și ăsta este motivul pentru care am avut parte de acest colectiv,
pentru care Piedone e la pușcărie, pentru care Victor Viorel Ponta nu mai are ce căuta în politică în România, pentru care, nu că l-aș plânge, pentru că vă spun drept că am avut o experiență nefericită cu acest gangster, cu acest pui de mafiot, cu această lepră de Ponta, acest om lipsit de caracter. Dar ca să știți adevărul despre cum s-au desfășurat lucrurile. Da, uite, îmi scrie cineva că recruta de chinezi. Și cu chinezii, prieten. Așa. Ponta era clar în grupul ăsta format de Rusia, China, Turcia, Ungaria, blocul estic. Da? Care astăzi este mai mult decât evident că se opune războiului din Ucraina și se opune aceste noi ordini mondiale pe care vor să ne o bage roțile de nipăget. Dragii mei, să încheiem acum într-o notă mai veselă emisiunea și să vă aduc aminte despre scandalul imnului României, despre scandalul imnului Ținutului Secuiesc, pe care l-au cântat sportivii hocheiștii din Naționala României și care a făcut mare, mare vâlvă pe televiziunile din România. Au reușit să trezească patriotismul din români cu această mega găselniță a imnului Țării Secuiești. Bă, fraților, în primul rând vreau să vă spun o chestie. Cine dracu îi pune pe ăia de la Federația Română de Hockey să facă echipa națională numai din jucători unguri? Bă, ok, o faci. Bă, dar după ce faci toată națională? Doar cu jucători unguri? Nici asta nu e în regulă. Dar hai să zicem că o faci. Bă, tată, cum poți tu să le ceri ălora, care toți sunt secui din Harghita Covasna, cum să le ceri tu să nu cânte o melodie pe care o vor ei? Că li s-a cântat acolo când a început meciul imnul României, li s-a cântat. Dar la sfârșit, când s-a terminat meciul, eu vreau să cânte cu galeria, care toți erau ungurași de-ai lor din Ținutul Secuiesc, să-și cânte ei imnul lor. Cum și, bă, fraților, și eu am jucat fotbal, aveam imnul echipei noastre. Sau avem la Brașov, avem imnul Brașovului, sau e imnul Olteniei. Bă, frate, cum poți tu mie să-mi interzici ce să cânt? Cum poți să-mi reproșezi mie că sunt ungur și cânt imnul meu? Păi, treaba mea. Bă, dacă nu-ți combine, fă naționala din jucători români, mă. Că nimeni nu te-a obligat să iei. Bă, tată, dar stai așa că nu se poate. Păi de ce? Păi pentru că ministrul sportului este ungur. Bun. Și ministrul sportului, acest ungur, îl vedem la televizor că nu știe sau nu vrea să cânte imnul României. Bă, revoltă mare. Bă, tată, dar eu vă întreb pe voi. Dacă voi ați trăi în Basarabia, sau dacă ați fi român care trăiește în Basarabia și v-ar cere cineva să cântați la televizor imnul Rusiei, ați cânta? Bă, trebuie să gândim un pic mai mult înainte de a fi absurzi. Dacă noi, românii, oricare dintre noi am trăit în Basarabia, sau dacă un român care trăiește în Basarabia ar trăi acolo, ar fi de condamnat dacă ar cânta Deșteaptă-te, române? N-am zice cu toții că e foarte normal, că ce dacă trăiește în Moldova, de ce să cânte imnul Moldovei? Cântă imnul României, că e român. Bă, nu ni s-ar părea normal? Adică trebuie să avem un pic de, să gândim un pic obiectiv, nu numai subiectiv. Sigur că noi am vrea ca ungurii să fie patrioți români, sigur că noi am vrea ca ungurii să cânte imnul României și să dea reject la imnul Țării Secuilor sau a Ținutului Secuiesc. Sigur că da, dar trebuie să rămânem totuși obiectivi, trebuie totuși să rămânem lucizi, să avem bun simț, nu? Cum să cânte ungurii imnul României? Cum să iubească ungurii România când ei se vor Ungaria? Este un dat, e un făcut, asta e. A, nu-ți convine? Păi cine te obligă să pui ministrul a sportului, tu în România? Tu, guvern majoritar PSD-PNL,
PSD. Cine te obligă pe tine, Klaus Iohannis, să pui ministru ungur? Iată că ajungem la miezul problemei și la adevărul, de fapt, din spatele acestei chestii. De ce trebuie să ajung eu în situația în care să am un ministru al sportului ungur și nu român? De ce trebuie să am eu în România de 30 de ani un partid pe criterii etnice, care să fie mereu partid Balama, care să fie mereu un guvern și care să fie mereu cu doar 5% cel ce decide dezvoltarea și viitorul României? De ce? Cum e posibil ca într-o țară în care ungurii sunt 5% și românii 95%, ungurii să facă mereu legea, ei să decidă mereu direcția în care merge țara, ei mereu să fie balamaua între niște români și alți români, ei să fie cei ce înclină balanța și ce vor ei, aia să se facă la toate nivelele. Stați așa. Poate că reușiți să gândiți acum, să vă dați seama că nu ungurii sunt de vină. Nu ungurii sunt de vină că ei controlează tot ce se întâmplă în țara asta de 30 de ani, ei având doar 5%. Nu ei sunt de vină. Ei au dreptul să-și iubească ținutul secuiesc, au dreptul să vorbească în limba maghiară, au dreptul să iubească Ungaria, au dreptul să cânte imnul Ungariei, la fel cum și noi, ca români în Basarabia, suntem foarte de înțeles că iubim România, că iubim imnul României și că vorbim românește. Problema este, de ce sunt lăsați în România? Cum e posibil într-o țară să se facă guvern PSD-PNL, care împreună au 65%, să aduci în guvern și UDMR-ul, fără să fie nevoie, că ai o majoritate mai mult decât confortabilă? Ok, aduci și UDMR-ul, dar să-i dai și post de ministru. Dar nu orice ministru. Cel mai important minister din guvernul României, care controlează cei mai mulți bani în țara asta, știți care? Ministerul Dezvoltării. Este ministerul care face planurile de dezvoltare ale României, care face planurile de investiții ale României, care asigură viitorul acestei țări. Cine credeți că este pus ministru al dezvoltării în guvernul PSD-PNL, care e majoritar și fără UDMR, ultramajoritar? Ei bine, aflați de la mine, dragii mei, pentru că pun pariu că 99% dintre voi nu știți, în acest guvern PSD-PNL, ministrul dezvoltării este un ungur din UDMR. E noaptea minții, știu. Cel mai important minister să fie dat unui partid, atenție, și dacă n-ar fi UDMR, și dacă ar fi alt partid, un partid pur românesc, bă, cum să-i dai cel mai important minister din guvern unuia care este minoritar în guvern și care și cu el și fără el tot așa se face guvernul, nu-i nicio problemă. N-are nicio însemnătate în guvern partidul ăla. E doar cu 5%. Cum să dai ministerul dezvoltării și cei mai mulți bani din buget unui odemerist? Păi ce te aștepți, tată, ungurul ăla să fie loial României sau Ungariei? Ce te aștepți ca ungurul ăla să facă în așa fel încât să fie bine României sau rău României? Cum e posibil, băi Ciucă? Cum e posibil, bă Ciolacule? Cum e posibil, bă Iohannis, să faceți așa ceva? Dar vedeți, dragii mei, asta numesc eu trădare de țară. Nu există nicio logică, niciun argument pentru care UDMR să fie în guvern. Nu există absolut nicio logică, niciun fel de explicație pentru care UDMR să aibă miniștri. Nu există absolut nicio logică, niciun fel de bun simț ca UDMR să dețină cel mai important minister din România cu cei mai mulți bani și care să însemne viitorul în dezvoltarea acestei țări. Este de noaptea minții, dragii mei. E noaptea minții ce se întâmplă. Că dacă UDMR ar fi fost partidul care să încline balanța puterii în România, să zici că, bă, în opoziție PSD,
la putere PNL, dar PNL fără alea 5% a UDMR-ului pierde puterea, vine PSD-ul la putere. Atunci ai fi zis, bă, fără ei nu se poate face guvernul și i-a șantajat, le-a pus ula în coaste și a obligat să le dea cel mai important minister. Nici atunci. Dar hai să zici că ești trădător și o faci atunci. Bă, dar ca să ai majoritate, nu confortabilă, ultra confortabilă, să n-ai absolut nicio nevoie de UDMR și să-i aduci în guvern și să le mai dai și cel mai tare minister, care să fie, atenție, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Viitorului României, și să-l dai unui UDMRist care tu știi că nu e niciun secret, trăim în țara asta de atâta timp. Știi foarte bine că oamenii ăștia nu sunt loiali României și intereselor României. Sunt loiali intereselor Ungariei, ei iubesc Ungaria și ei slujesc interesele Ungariei, care înseamnă ca României să-i meargă cât mai rău, ca să-i meargă Ungariei cât mai bine. Cum e posibil așa? Te mai miri după aia că ministrul sportului nu vrea să cânte imnul României. Păi ce mă, dacă eu aș fi ministrul sportului în Basarabia, aș cânta imnul Rusiei? Ăsta-i nebun la cap? Păi poți să mă pice cu ceară că nu fac așa ceva. Bă, dar să-i mai și dai Ministerul Dezvoltării. E noaptea minții, bă, fraților. Asta înseamnă un popor de prostani, un popor de trădători. Asta înseamnă, eu atâta, băi, eu cred că ăștia, Ciolacu, Ciucă, Iohannis, mâine ar trebui arestați și judecați pentru trădare de țară. Doar pentru asta. Bă, cum faci tu așa ceva, mă? Ce caută UDMR în guvern și ce caută cel mai important minister din România pe mâna lor? Eu atât aș face. Dacă aș fi procurorul general al României, mâine i-aș aresta pe toți trei pentru trădare de țară. Este de noaptea minții, bă, fraților. Da, și ca să ne pună capac, am fost anunțați astăzi că guvernul pune la cale creșterea impozitelor. Nu zice creșterea impozitelor. I-au zis introducerea impozitului progresiv. Și am văzut la televizor, apare unul de la PSD și se ia așa, prezentatoarea de la TV. Păi, domne, ce faceți? Creșteți impozitele acum? Păi nu, zice, nu le creștem. Păi nu zice introducerea impozitului progresiv? Ba da. Păi și atunci cum nu le creșteți? Păi nu le creștem. Păi cum nu le creșteți, mă? Progresiv nu înseamnă din mare în mai mare? A început să dea. Păi nu zice că noi vrem să scădem impozitul pentru cei foarte săraci. Păi bă, atunci ziceți introducerea impozitului regresiv, că îl scădeți, dar nu a impozitului progresiv. Bă, ca să vedeți ce imbecili. Deci ei vor să bage impozitul progresiv ca să scadă impozitele. Bă, ori una, ori alta. Ori sunt tâmpiți, ori nu știu românește. Probabil că toți sunt udemeriști, frate. Altfel nu mi-a explic. O fi tot o decizie a udemeriștilor din guvern. Că probabil că ei conduc tot guvernul. Pentru că, pe de altă parte, nu m-ar mira ca udemeriștii să conducă tot guvernul, pentru că, vă spun sincer, cred că sunt mult mai inteligenți și mult mai capabili decât miniștrii români. Sunt convins de asta. Sunt recunoscuți de 30 de ani că sunt foarte capabili, foarte inteligenți, că sunt aleși pe sprânceană miniștrilor. Probabil că tot unul de meriști a zis, bă, trebuie să schimbăm impozitele și trebuie să facem un nou cod fiscal și el, săracul, a zis că, bă, să zicem introducerea impozitului progresiv. El și săracul, care nu știe bine românește, care nici nu înțelege bine românește, care vorbește ca mama focului limba română, el nu fi știut că progresiv înseamnă din ce în ce mai mare. El nu fi vrut să zică că să schimbăm, să ajutăm oamenii săraci cu impozite mai mici. Și prostanii au ieșit la televizor și au zis că e impozitul progresiv. Dar el va fi regresiv, de fapt. Așa că, dragii mei, să nu știu la ce să ne așteptăm. Ne cresc impozitele sau nu? Dar vă spun un lucru. La un deficit bugetar de 7-8%, tu să vii și să scazi impozite, e sinucidere curată. Efect,
activ, e sinucidere curată, tu să vii și să scazi impozite. Când ai 7-8% deficit bugetar, când nu te mai poți împrumuta decât cu dobânzi de 7-8%, este faliment național să vii cu impozit regresiv. Singura soluție, sigur că da, ei nu știu, ei nu înțeleg, nu-i duce capul. În țara asta, mai poți o salvezi cu următoarele măsuri, dragii mei. În primul rând, trebuie crescut TVA-ul la 25%. Este singurul impozit care trebuie modificat. Sigur că asta nu se poate face. De ce? Pentru că aduce TVA-ul la 25% înseamnă automat ca toți șefii de corporație din România să-și piardă sinecurile, să-și piardă lefurile de 10-20 de mii de euro pe lună. Și dacă ei se văd puși, numai dacă aud la știri că Ciucă sau Ciolacu au pomenit de creșterea TVA la 25%, a doua zi, nu, în secunda 2, sunt convocați la Camera de Comerț și Industrie americano-română și luați la palme, dar nu la palme la figurat. Luați la palme în toate și șuturi în cur. Pe cum să îi trigiști tu la 25% TVA? Că asta înseamnă pentru toate corporațiile scăderea cifrei de afaceri cu 6%. Nu intru în amănunte să vă spun de ce, este chestiuni, sunt chestiuni economice. Pe scurt, masa monetară aflată în circulație e aceeași. Și cu 19% și cu 25%. Cantitatea totală de bani cu care se fac cumpărături în România este aceeași, indiferent dacă e 19% sau 25%. Dar, ca cifră de afaceri pentru corporații și pentru firme, toată această sumă care înainte se ducea în 19% TVA și restul cifră de afaceri, acum va fi 25% TVA și 75% cifră de afaceri. Asta înseamnă că cifra de afaceri va scădea din masa monetară totală de la 81% la 75%. Asta înseamnă o scădere medie a cifrei de afaceri per corporație de 6%. Asta înseamnă, șut în cur, pierderea serviciului de toți șefii de corporații din România. Cine își imaginează că o să fie lăsat Ciucă și Ciolacu și Iohannis să ia o astfel de decizie, trebuie să fie nebun la cap. E, sigur că nu iau în considerare 14%, cum zice Dan Voinea, 14% inflația, care oricum se calculează atunci când se face evaluarea managerială a managerului. Nu? Că se zice, ok, ți-a crescut cifra de afaceri cu cât? Păi a crescut cu 8%. Stai, tată, dar inflația a fost de 14%. Înseamnă că în termen real ți-a scăzut cu 6%. Nu intru în amănunte. Deci, dragii mei, este singura măsură care se poate lua pentru a salva finanțele țării. Asta înseamnă creșterea TVA la 25%. Sigur că da, înseamnă sărăcire. Înseamnă să scadă, practic, nivelul de trai cu 6%, veniturile fiecarei familii cu 6%. Dar știm asta, că n-ai cum altfel. Asta este rezultatul războiului din Ucraina, a prețului energiei liberalizate, a embargoului pe petrol și gaz asupra Rusiei. Asta este. N-ai ce să faci. Ăsta este rezultatul. Vrei, nu vrei? Sigur că da, poți să nu crești cu TVA-ul cu 25%. Dar o să crească inflația cu 20%. Dacă nu crești TVA-ul cu de la 19% la 25%. Deci, oricum e sărăcire. Dar cea mai sănătoasă măsură financiară, economică, care trebuie luată de guvern urgent, este creșterea TVA-ului la 25%. După aia, în al doilea rând, ce trebuie făcut urgent? Dragii mei, trebuie și la nivel de individ, și la nivel de țară, trebuie luate măsuri urgente de... Dibu, Tatiana, îmi face semn că a luat-o somnul. Da, mă, fată, de ce nu te duci să te culci? Că e ora 11, ce naiba? Chide telefonul, du-te fână anii, mă, fată, că nu te ține nimeni. Îmi pare rău că te plictisesc. Deci, dragii mei, trebuie fiecare individ, fiecare familie să-și ia măsuri pentru vremurile care vin. La fel și țărișoara asta noastră.
Aristotel, un grec, un filozof, profesorul lui Alexandru Macedon acum vreo 2300 și ceva de ani, spunea că fericirea este a celor ce își sunt sieși de ajuns. Adică o vorbă mai înțeleaptă ca oricând pentru zilele noastre. Fericirea oricărui individ, atât la nivel sufletesc, spiritual, cât și material, este și va fi a celor ce sunt sieși de ajuns, adică celor ce sunt autosustenabili, adică celor ce pot să se întrețină prin mijloace proprii, adică să ai 4-5 găinușe în curte, adică să ai tu 3 rânduri de cartofi, adică să ai tu 4-5 rațe, adică să ai tu un purceluș, 2-3, și să ai ce să mănânci, indiferent ce să se întâmple. La nivel de individ, este esențial pentru vremurile care vin să vă găsiți, fiecare dintre voi, prietenii mei, această centură de siguranță care se numește autosustenabilitate. Atunci când vor fi rații, atunci când nu se va găsi nici mâncare, nici nimic, să aveți voi, sigur că da, mulți dintre voi stați la bloc și ziceți, stai bă, dar cum să fac, eu stau la bloc, cum de unde să am? Păi bă, tata, e foarte simplu. Îți iei 500 de metri pătrați de teren undeva la 10-20 de kilometri de orașul unde stai și unde ai apartamentul la bloc și în loc să mai stai în pat și să te uiți la Gâdea și la Radu Tudor, te duci frumos și lucri acolo unde ai 500 de metri pătrați în afara orașului și îți pui să ai cartofiori, îți pui să ai niște găini, îți pui să ai un porc și asta. Poți să-i sunt o grămadă de proprietăți de bătrâni care stau în jurul orașelor și care s-ar bucura să închirieze un colț din curte cuiva care să-i dea 1000 de lei pe lună și îl ai și paznic. Mai dă și de mâncare la găini în timpul săptămânii când nu ești acolo. Și dacă ia 1000 de lei la pensie, păi el are pensia pe o lună de zile, 800 de lei. Păi tu dacă îi dai 1000 de lei, ăla-i fericit și îți dă o bucățică din curtea lui și ești autosustenabil, nu depinzi nimic la vremurile care vin. Iar la nivel de țară, același lucru. Sigur că da, cui să-i spun eu? Lui Ciucă și lui Ciolacu și lui Iohannis despre asta? Ei sunt prea deștepți, le știu pe toate. Dar poate o să vină într-o bună zi vreun prim-ministru deștept și care să își iubească țara și care să urmărească interesul de viitor acestei țări, să înțeleagă cât de important este să nu ne mai exportăm mâncarea, să nu ne mai exportăm lemnul, să nu ne mai exportăm materiile prime, fierul, cupru și așa mai departe, să nu ne mai exportăm gazul și petrolul. Totul trebuie să rămână în țară ca să fim autosustenabili. Să dăm și la alții ce ne prisosește. Dar trebuie să ne extragem singuri gazul. Bă, de ce puteam noi să ne extragem singuri gazul și petrolul până în 1990 și acum nu mai putem? De ce puteam să ne cultivăm și să ne strângem recoltele până în 1990 singuri, acum nu mai putem? Acum 50% din terenurile agricole le-am dat altora. De ce până în 1990 puteam să ne facem singuri și tractoare, și camioane, și excavatoare, și buldozere, și termocentrale, și toate? Acum nu mai putem nimic, frate. Trebuie să ne întoarcem și să ni le facem singuri. Trebuie să avem industrie chimică de stat care să facă îngrășăminte pentru agricultură, să fie de stat. Trebuie să avem industrie grea de stat care să facă macarale, care să facă buldozere, care să facă camioane, să facă tractoare. De stat, tată. Să fim siguri că le avem. Să avem industrie siderurgică, să ne facem singuri țevile, să ne facem singuri tot ceea ce ne trebuie pentru industria grea. Trebuie să fim autonomi energetic, adică să ne producem curent electric, să nu mai aruncăm banii pe prostii, pe proiecte de fezabilitate de miliarde de dolari, facem în fiecare an și repetăm aceleași proiecte de fezabilitate pentru nimic. Să ne facem hidrocentrale, să ne facem parcuri eoliene, să ne facem șosele, să ni le facem noi, să facem ce am făcut până în 90.
să fim autosustenabili. Să naționalizăm petrolul, să ne extragem singur gazul și petrolul, nu să mai plătim de 10 ori la OMV gazul și petrolul nostru și așa mai departe. Asta trebuie să facă un guvern. Și dacă nu-l face PSD, PNL, UDMR, care au ultramajoritate, au 75% în Parlament, dacă nu-l faci când ai o astfel de majoritate, când să faci? Acum poți să schimbi și Constituția, poți să naționalizezi, nu poate să-ți spună nimeni nimic. Toate astea se pot face. Dacă tu nu reduci aparatul bugetar de 1.300.000 de putori, dacă nu-l reduci cu 30-40% acum, când ai 75% susținere parlamentară, când să faci? Păi că ai deficit bugetar 7% din PIB. Păi normal că l-ai. Dacă plătești 5 miliarde de euro pe an unora care au ajuns să stea 3 la un birou, că nu mai au loc în birouri. Ca să de ce? Că e amanta și alu ăla, toate trei amantele trebuie să aibă un salariu de 3-4 mii de euro, altfel nu-și mai dă o fofoloanca. Iar tu nu vrei să dai bani din banii tăi de salariu, că vede nevasta, că futura scrie că ai luat 8.000 salariu și tu ai adus acasă 5.000. Unde-s 3.000, bă, Georgică? Păi, peste căpățână. Păi am dat pe curvă. Păi stai, bă, nu așa se face. Nu, tu te duci cu bilețelul cu 8.000 și duci și lu amanta îi dai și un scaun la birou acolo, la agenție. Nu? Și gata, s-a rezolvat problema. E, astea toate trebuie să dispară, dragii mei. Astea care sunt cel puțin 500.000 de fini, nași, amante și amanți, trebuie să dispară dacă vrem să echilibrăm bugetul și trebuie să facem 25% TVA-ul ca să punem țara asta din punct de vedere financiar pe roate și să poată funcționa. După care trebuie să ne apucăm să construim, să ne facem singuri și industria alimentară, și industrie chimică, și industrie cu construcții de mașini, și industrie energetică. Astea toate trebuie să fie toate de stat. După care, pe lângă ele, private, oricât și orice. Comerțul. Tot ceea ce înseamnă comerț. Auchan, Carrefour, Kaufland, toate astea trebuie să dispară. Tot comerțul trebuie să fie în mâinile românilor. De ce? Pentru că altfel, o valoare adăugată foarte mare, cea din comerțul de retail, zboară. Se duce în Germania, se duce în Franța, se duce în Austria. Păi cum să se scurgă un fluviu uriaș de bani și bunăstare de la români spre firme din Franța, din Germania, din Austria. Păi tot comerțul intern trebuie să fie în mâinile românilor. Ca banii aia să rămână și să se ruleze, să se rotească, să rămână bogăția aia în România. Păi sigur că dacă îi spui lui Iohannis așa ceva, hai de bine. Cum adică, bă, tată, vrei să iei banii nemților? Vrei să iei banii UDMR-ului și a nemților? Păi asta este. Dacă suntem conduși de un neamț și de niște unguri, bă, proști să fie, bă, să nu tragă spuza pe turta lor. Dar cine e de vină pentru asta? Ei sunt de vină sau noi suntem de vină? Asta este ideea. Cine e de vină pentru chestia asta? Sigur că e ușor să arăți cu degetul. De vină UDMR-iști, e de vină Iohannis, că strădători. Bă, dar cine i-a pus acolo? Cine e poporul care are 95%? Suntem un popor cu 95% în țara asta? Și suntem conduși de unguri, de nemți și de evrei, care sunt la un loc, toți la un loc, sunt 6%. După aia ne plângem. Păi stai, bă, tată, dar de ce s-a ajuns în situația asta? Pentru că suntem un popor slab de aia. Pentru că merităm, ne merităm soarta, dragii mei. Asta este adevărul. Nu sunt ei de vină. Nu e de vină niciodată cine cere, de vină e cine dă. Dragii mei, haideți că am văzut că doamna o luase somnul, mie să nu vă ia pe toți somnul. Oricum, audiența a scăzut de la 1200 în live pe cele două canale. Văd că ne-am ajuns la 900. E clar că nu numai doamna a adormit. Mulți dintre voi nu mai doriți să continue această emisiune. Așa că mă retrag și eu. Poate că o să o distribuiți și dacă nu o să o distribuiți și nu o să aibă succes, ne vedem peste 2-3 săptămâni. Dacă va avea succes această emisiune și va fi distribuită, ne vedem săptămâna viitoare, tot marți, tot de la ora 21, tot pe aceste canale, dacă nu vor fi închise de către Facebook, pentru că oricând ne putem aștepta la orice,
În cazul în care se închide canalul Laurențiu Primo, emisiunea se va face pe Meritocrația Primo și pe Meritocrația România. Avem aceste trei canale cu care jonglăm și pe care trebuie să știți mereu că trebuie să urmăriți afișarea cu o zi înainte a locului unde se va face emisiunea. Ori Meritocrația Primo, ori Meritocrația România, ori Laurențiu Primo. Două din aceste trei să sperăm că vor funcționa permanent, precum și canalul YouTube, unde vă sfătuiesc ca rezervă, pe canalul YouTube Meritocrația România, să vă faceți abonament și veți fi mereu informați, nu în direct, ci a doua zi se postează pe YouTube, dar dacă ați pierdut pe Facebook, vă vine de la YouTube, vezi că și-a postat prima emisiunea, puteți o vedeți în reluare. Dragii mei, vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă urmăriți, vă mulțumesc că încă mai sunteți alături de mine și vă spun ca de obicei la sfârșit de emisiune cu Dumnezeu înainte. La revedere!